Salutare tuturor! Știu că nu mai vorbesc nici engleză, nici cred să nu mai sunt, dar de șurubărit încă șurubărim aici la garaj. Așa că bine ați venit la primul video în limba română de pe canalul The Curly Fixing Guy. Eu sunt Suno și haideți să vedem cum facem distribuția la acest BMW E46 316 Ti din 2003. M-am decis să fac filmulețul ăsta pe limba română pentru că pentru modelul ăsta de motor sunt vreo 3-4 filmulețe deja pe YouTube. O să las în descrierea videoului link-urile de unde m-am inspirat și de unde am învățat și eu la rândul meu să fac această procedură și am zis că e un moment perfect să avem primul nostru video pe limba română. Facem distribuția pentru că odată, din câte știu eu, odată la 150.000 de kilometri ar trebui schimbat lanțul și patinele de distribuție. Și doi, la mână, a început să sune ca un diesel motorul, nu se mai aude ca un benzinar fin și fără niciun sunet exagerat, a început să sune ca un diesel, ca un tractor. Haideți să vă și arăt despre ce vorbesc. Bun, să ne apucăm de distribuție. Am ajuns în punctul ăsta, până aici știți să ajungeți dacă urmăriți filmulețul care apare în link-ul de mai sus, când am schimbat garnitura de la capac. Și acum putem să ne apucăm de fapt de distribuție. Am avut surpriza să găsim un lanț cam jucăuș, mult prea jucăuș, deci clar de aici venea acel sunet de diesel. Prima dată o să aducem pistonul numărul 1 în punctul cel mai de sus, pentru asta dăm jos acest plastic și dăm jos bujia de pe pistonul 1. După ce am scos bujia, eu bag o șurubelniță dreaptă până în capul piston și învârtim de șurubul de la arborele cotit în sens ceasornic, adică pe strângere, și ne uităm la șurubelniță să vedem dacă se mișcă. Ah, shit! Bineînțeles, trebuie să scoateți din viteză mașina dacă nu vreți să plecați cu ea de pe loc. Hop, 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 așa. No, bun. Acum pare că șurubelnița a ajuns în punctul cel mai de sus. Confirm poziția cea mai de sus a pistonului și prin verificarea axelor cu came. Ele trebuie să fie cu bosajul ăsta rotund în sus. Asta e axa cu came pentru admisie și asta e axa cu came pentru evacuare. Mie unul îmi place să aduc distribuția la punctul 0. Punctul în care practic o vom pune și înapoi. Asta înseamnă ca blocatorul de roți Valvetronic să se potrivească perfect în găurile de aici și în același timp să calce pe chiloasă perfect aici, în zonele astea. Și de asemenea, blocatorul de pe axul cu came de evacuare și cel de pe axul cu came pentru admisie se potrivesc perfect și blochează axul cu came aici și aici. Și în același timp calcă perfect pe chiloasă, de jur împrejur. Strângem acum blocatoarele, nu foarte mult, dar cât să fim siguri că rămâne pe poziții. Era să încep să vorbesc în engleză. Eu. Na, treci sub mașină acum și dă jos cuturile astea absolut jigoase în cazul nostru. Trebuiască să le spălăm înainte să le dăm, să le punem înapoi. Asta, prima dată, scutul de plastic, e prins în șuruburi cap cruce și după care ăsta, scutul metalic care e sub baia de ulei, e prins în 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8 șuruburi de 16. Bun, perfect. Ne băgăm sub mașină să blocăm volantul. Deasupra băii de ulei, în partea stângă, nici cum stăm sub mașină, ne poziționăm ușor în partea stângă a băii de ulei. O să încerc să și filmez. Sper să-mi iasă. Și o să încerc să vă arăt unui loc cu găuri din motor, care gaură prin care trebuie să băgăm acest pin cu partea asta, deci nu cu partea lungă. Asta e mânerul de care țin eu și, practic, bucata asta este de blocare. Se și vede că e lucrat aici, piesa e planată, ca să intre probabil mai ușor la poziția în care noi trebuie să o introducem. Da, și în principiu va trebui să intre până în capăt tot pinul ăsta și atunci vom ști că
volantul și implicit arborele cotit este blocat. Cum spuneam, suntem în partea stângă a băii de ulei, cum stăm sub mașină. Acesta este senzorul de nivel ulei și noi va trebui să urcăm pe acolo cu blocatorul. Să încerc să și reproduc mișcarea. Deci va trebui să mergem cu blocatorul pe aici. Și hop, acolo în colț vom găsi găurica despre care vorbeam. Cam asta este poziția blocatorului la început. Ok, o să ia ceva timp, dați-vă timp, dar în principiu aici. Dacă vă uitați din partea brațului, veți putea vedea gaură. Asta este poziția finală a pinului după ce este introdus în volantă până la capăt. Chiar dacă am blocat distribuția în partea de sus, tot a trebuit să pun clichetul de 22 pe rola de la arbore și să încerc să mai mișc un pic în față și în spate. Îți permite, chiar dacă axele cu came sunt blocate sus, îți permite acest lucru și în timp ce introduceam pinul, am mișcat foarte finuț de clichet, astfel încât într-un final am numerit gaura. A durat mai mult de 5 minute, deci e ok. În sfârșit a venit și momentul să desfacem șurubul care ține arborele cotit, adică care ține folia de la arborele cotit. Punem 22-ul, o țeavă mare. Ok, s-a slăbit. După ce am slăbit șurubul de jos, vom da jos cureaua. Facem acest lucru cu întinzătorul. Așa. Și cum putem să lăsăm. Scoatem și îndepărtăm cureaua. O să curăț un pic motorul cu perea de sârmă, unde sunt dopurile pentru prinderile de la distribuție. Deci tragem clema metalică și cu șurubelniță dreaptă ne ajutăm și scoatem conectorii electrici de pe solenoizi. Ăștia o să-i curățăm cu niște spray de contact înainte să-i montăm înapoi. Ok. Și acum desfacem cele două șuruburi de 10. Scoatem șurubul de la folie până la capăt și scoatem folia de la arbore. Aici e simeringul de la folie, pe care nu-l avem, dar, pe cum am spus, motorul o să treacă printr-o perioadă de refacere completă și o să ne ocupăm atunci de toate garniturile. Acum va trebui să avem acces la dopul ăsta imbus de aici din spatele conectorului, așa că o să dăm jos conectorul negru. Dacă nu merge conectorul, o să desfacem imbusul de aici care ține tot senzorul în bloc motor. O să dăm această ureche de prindere a motorului jos ca să avem acces la dopul de aici mai ușor. Ok. 2.13. Desfacem dopurile. Sunt imbus de 8. Asigurați-vă că intră până la capăt imbusul. Trebuie să bateți un pic, să-l mai treziți la realitate. Așa. O scăpa și asta. Și ultimul. Putem să dăm jos blocatorul de valvtronic. Putem deschide acum șuruburile care țin roțile dințate pe axele cu came. Deschidem șurubul ăsta. Pentru asta avem nevoie de T45. T45-ul. Punem bine. Următorul este E8-ul de aici și mai avem unul asemănător sub senzor aici. Și ultimul șurub care ține distribuția jos, tot T45.
Ok, putem scoate șuruburile de pe axele cu came. Desfacem și întinzătorul de lanț care este aici. E un 27 din ce văd. Punem o cârpă înainte să scoatem întinzătorul, pentru că o să pice un pic ulei. Asta este vechiul întinzător. Tragem puțin roțile din țate spre noi, spre fața mașinii. Așa. Pentru că ele au un lăcaș în care intră. Așa. Și acum putem să scoatem distribuția. Jesus! Ok, pe cum putem vedea, distribuția asta a fost fabricată în 2003 martie, deci 03-03. 03 reprezentând 2003 și 3 reprezentând luna martie, deci înseamnă că nu a fost schimbată niciodată. Felicitări BMW pentru 213.000 de kilometri cu distribuție originală. Primul lucru pe care îl facem, luăm distribuția nouă și construim practic ce avem în față, să ne asigurăm că piesele sunt exact ce ne trebuie nouă. Prima dată băgăm lanțul. Ok, roata din țată în aceeași poziție. Introducem componenta asta. Ok, okay, luăm roțile din țate. Scrie pe X sau AUS, deci este pentru axa cu camere de evacuare. Luăm și roata din țate de pe IN, de pe axa cu camere de admisie. Așa trebuie să roate. Putem merge să le punem la loc. După ce am pus roțile din țate la poziție, putem să începem să punem din șuruburi. O să încep cu ăsta de sus, că e cel mai ușor. Și îl punem și pe fratele ăsta, care era la mijloc, aici era. Fiind șurub mic și filet subțire, o să le strângem la 14 Nm. Ok. Pentru că șurubul de jos este cu filet mai mare, o să strângem la 22 de Nm. Acesta de sus este T40. Și îl facem tot așa la 22 de Nm. Să punem dopurile. Începem cu cel de jos, încurățat și pe dânsul și locul de unde se înfiletează. Are șaibă de aluminiu pentru etanșare. Și dăm și lui vreo 22 de Nm. Putem să punem șuruburile care țin axele cu came înapoi și le înfiletăm cu mâna până la capăt. Bun. Să băgăm fulia înapoi. Am curățat-o bine. Am și uns-o un pic în zona asta ca să intre ușor pe simering și simeringul l-am uns. Ok. Și acum băgăm șurubul nou cu care a venit kitul de distribuție. Și va trebui... Cartea zice să fie strâns la 200 de Nm, din păcate, cheia mea duce numai 110. Deci vom strânge 110 și ulterior voi mai strânge. O să fie puțin la nimereală, asta este, trebuie să fiu sincer. Dar îți convins că o să iasă. Ok, deci acum am atins 110. Și o să pun țeava pe el și îi mai dăm, nu știu, jumătate de tură. Vedem. Spatele îl avem deja blocat, axele cu came le avem dinainte să desfacem tot. Acum trebuie să blocăm cele două unități de valvtronic. Vedeți pinii aceștia doi, trebuie să intre în aceste două găuri și în același timp piesa să calce pe suprafața motorului. Da, am mai povestit asta, cred că și la început. Și... Asta zic, că deja sunteți experți. Bun. În felul ăsta putem să strângem cele două șuruburi de pe axele cu came. Acum va trebui să montăm întinzătorul de lanț care vine cu trusa de blocatoare și cartea spune că după ce strângem asta la mână, deci filetul mare, va trebui să venim cu filetul mic și să strângem 0,6 Nm, o valoare destul de greu de atins cu scule de acasă, așa că vom strânge la mână filetul mic
Și după aia am văzut la alții pe YouTube care au mai făcut chestia asta că au strâns o rotire completă, deci 360 de grade. Am ajuns la capăt și acum pus cheia de 8, asta ar fi un sfert. Și acum putem strânge cele două șuruburi. Inițial trebuie strânse la 20 de Nm fiecare și ulterior trebuie strânse încă 180 de grade. Nu mă întrebați de ce zice cartea așa și de ce n-au dat direct valoarea Nm, dar așa vom face și noi. În mod normal s-ar folosi un clichet unghiular ca să măsurați exact 180 de grade, dar destul de ușor ne vom folosi de planeitatea chiloasei și acestei piese ca să ne dăm seama unde atingem 180 de grade. Și vom face asta chiar acum. Ok, punem clichetul exact paralel cu chiloasa și mergem 90. Deci 90, hop, și încă o dată 90. Putem să scoatem întinzătorul care a venit cu trusa. Punem întinzătorul de lanț hidraulic înapoi și după care dăm jos și blocatoarele de pe axele cu came. Scoatem și cuiul de jos, dar nu scoatem până la capăt, îl lăsăm pe semipoziție. Facem două rotiri complete ale motorului. Ne asigurăm că blocatoarele de axe cu came vor călca la fel de bine pe chiuloasă și de asemenea că blocatorul de jos intră înapoi la poziție ușor. Ok. Ultimul aici. Odată ce am făcut două revoluții ale arborelei cotit, două rotații complete, punem înapoi blocatoarele pentru axele cu came, nu trebuie să punem și șurubul, dar să ne asigurăm că motorul a ajuns în același punct și în partea de sus și în partea de jos. Ok, asta de pe axul cu came pentru admisie a intrat ușor la loc și calcă plan pe chiloasă. Testăm și pe cel pentru evacuare. Perfect, calcă pe chiloasă cum trebuie. Intrăm sub și scoatem pinul, să nu uităm de el. Băgăm bujia înapoi și putem încet, încet să asamblăm totul la loc. Punem solenoidele înapoi, conectăm cablurile electrice și dăm înainte cu tupeu. Băgăm solenoidul de jos. Băgăm niște spray în contacte. Și băgăm înapoi. Până fac clac. Ok. Clip înapoi. Putem pune înapoi urechea motorului. De asta e doar dacă se comportă rău. Ok, știu că nu e perfect, dar e mult, mult mai bine decât înainte. Motorul ăsta oricum va trece printr-o recondiționare completă în lunile ce urmează, de aceea nu am schimbat nici simringul de jos de la folia arborului cotit. Super! Mă bucur mult că ați stat cu mine în primul nostru filmuleț pe română și zic nostru pentru că am avut o întreagă echipă aici. Am avut luminiști, cameramani, mecanici, tot felul de oameni care au ajutat la acest videoclip și le mulțumesc pe calea asta. Și bineînțeles, dacă aveți comentarii sau sugestii, înjurături, pentru aia e secția de comentarii și vă rog să o utilizați ca atare. Mersi, ne vedem la următoarea. Hai, v-am pupat!